la bucătărie. Dacă mai e de funcție, îmi pun așa. Ocupanți veți fi până
Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta. Ocupaților! Rușine, rușine, rușine să vă fie! 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 Rușine, rușine! Rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă ne-au atacat, ne-au ucis eroii, ne-au ocupat teritoriul,
Iar acum, mai nou, au adoptat și ziua ocupației moldoveniste. Au adoptat tricolorul Federației Ruse în calitate de drapel de stat. Acest lucru demonstrează încă o dată că sunt în cârtășie cu Rusia. De asta suntem aici. Cerem ca rușii care au venit cu arma să plece. Ceilalți să trăim în frăție, să trăim în pace și bunăstare. Pentru că Republica Moldova are loc pentru toți. Și ruși, și ucraineni, și unguri, și bulgari. De toate etniile avem nevoie aici. Dar nu cu arma, nu cu tancuri, ci cu bunăstare, cu respect, cu prietenie reciprocă. Nu admitem dislocarea de trupe străine pe teritoriul nostru. Ivan, idita măi! 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 Pe 2 martie 1992 au atacat trupele legitime ale Republicii Moldova. Au fost uciși primii doi polițiști, Ghenadi Iablochkin și Gheorghe Cașu. Ulterior a început un măcel. A intervenit armata Federației Ruse, care a susținut cu arme, cu tancuri, cu logistică și cu organizare trupele rebele. Acestea au curmat viața peste 300 de moldoveni. 300 de oameni care au mers să-și apere patria au fost măcelăriți. Unii dintre ei mai sunt schelodiți și astăzi. Și până acum nimeni nu a făcut ordine în acest caz. Federația Rusă se preface că nu este implicată, deși anume armata ei ne desparte de teritoriul nostru suveran, independent, unitar și indivizibil. Partea din stânga Nistrului, așa numită regiune transnistreană, ne aparține. Suntem aceiași. Când mergem încolo, nu ucidem pe nimeni. Când vin ei încoace, nu ucid pe nimeni. De-a cui nevoie avem nevoie de armată între noi? Avem rutieră zilnică Tiraspol-Chișinău, Chișinău-Tiraspol. Am fost, probabil, fiecare de noi cel puțin o dată acolo. Unii se duc la tabere de odihnă, unii se duc la Molovata Nouă ca să profite de splendoarea Nistrului. Nimeni nu merge cu arma încolo. Sunt niște invenții, sunt interese politice pentru a ne ține captivi, pentru a șantaja Republica Moldova să nu se integreze în Uniunea Europeană sau, și mai rău pentru ei, să se unească cu România. Aceste lucruri nu ne fac față. Astăzi apărăm demnitatea națională, cu tricolorul în mână pe care l-au declarat fascist, cu tricolorul în mână pe care l-au vrut interzis, cu tricolorul românesc, cu limba română pe care l-au vrut-o interzisă, prefăcând-o în limba moldovenească, ocupându-ne și amenințându-ne cu armele. Astăzi, aici, în fața ambasadei Federației Ruse, apărăm demnitatea națională. Noi nu am uitat, noi nu iertăm. Eroi nu mor niciodată! Eroi nu mor! 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 Cinstelor! Cinstelor, eroilor! Cinstelor! Cinstelor! Cinstelor, eroilor! Cinstelor! Cinstelor! Cinstelor, eroilor! Cinstelor! Cinstelor! Cinstelor, eroilor! De fiecare dată, Federația Rusă acuză pe oricine, dar nu-și vede paiul din ochi. Acuză americanii de conflictele care se întâmplă. Dar, oameni buni, în Transnistria au tras în noi, nu americanii. Au tras rușii. În Ucraina nu trag americanii. Trag rușii. În Georgia nu trag americanii. Trag rușii. Să-și ia armata. Putem colabora. Putem fi prieteni. Putem avea relații diplomatice, economice, politice, bazate pe respect reciproc, bazate pe state egale și suverane ce se respectă. Dar nu acceptăm poziția de inferioritate. Nu acceptăm să fim înjosiți. Nu acceptăm să fim șantajați. Nu acceptăm să fim amenințați de către o armată ocupaționistă. Armata a 14-a Federației Ruse nu are ce căuta în Republica Moldova. Armata rusă afară! 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 Noi nu am băgat armată pe teritoriul Federației Ruse. E simplu! Cerem același lucru în relație inversă. Să-și ia armata înapoi. Noi nu atacăm pe ei, să nu ne atace nici ei pe noi. Ei nu vor să plece.
trebuie să ne rămintim ori de câte ori avem ocazie. Ia că am dat pe armata noastră, pe Republica Moldova! Suntem pași, vrem să trăim în păție. Am învățat limba rusă din respect pentru ei. Ei nu vor să învețe limba română din respect pentru noi. Ne bagă pe gât că limba ne e moldovenească, că suntem diferiți, că nu avem voie să gândim, că nu avem voie să vorbim, că nu avem voie să arborăm tricolorul. Exact împotriva tricolorului s-au năpustit. În 1992 au spus că acest tricolor este unul fascist și că aparține lui Antonescu. Astăzi, mai nou, și-au dat arama pe față. Au adoptat drapelul Federației Ruse în calitate de drapel de stat. Al doilea drapel de stat al Transnistriei este drapelul Federației Ruse. Este jignitor, este rușinos că relațiile bilaterale Moldova-Rusia sunt descrise și condiționate de asemenea încălcări flagrante ale integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nu venim cu arma peste voi! N-am aruncat o piatră spre voi! Nu v-am făcut nimic! Luați-vă naibii armata de aici și plecați! Armata rusă afară! 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 Inuman și irațional aflarea armatei a 14-a Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și pentru a ne arăta nemulțumirea, am decis să venim aici. Armata rusă afară! 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 Thank you.
2 martie, este știut conflict, în 1992, în Transnistria au fost 15.000 polițiști, este vorba despre Gennadi Iablășkin și Gheorghe Cașu. Sunt două străzi din Chișinău care le poartă nume. De asta pe 2 martie, cum 2 martie. Cum crezi, vă vor auzi autoritățile ruse sau reprezentanții ambasadei Federației Ruse? Știm că rușii nu le vor auzi pentru că le stă în fire. Întotdeauna au acuzat pe alții de vina conflictelor care se întâmplă în lume. Au zis că americanii sunt de vină, dar noi au tras rușii, nu americanii. Același lucru au zis și în Ucraina, dar în Ucraina trag rușii, nu americanii. Același lucru au zis și în Georgia, dar în Georgia au tras rușii, nu americanii. Acum o să zic că noi suntem cei răi, că noi suntem cei care au dezvoltat un conflict. Am fost de zeci de ori în Transnistria, n-am atacat pe nimeni niciodată. Am fost la tabără, am fost la Molovata Nouă, la Nistru. Suntem frați, suntem aceiași, ne înțelegem de minune. Nu avem nevoie de o armată care să ne protejeze. Este o armată ocupaționistă, este o armată care ne ține captivi pentru ca să nu ne putem integra în Uniunea Europeană sau și mai rău pentru ei, să ne unim cu România. Cred că și-ar pierde mințile dacă am face acest lucru. Mulțumim foarte mult. Cine vreți? Am adus sânge! Lăsăm tot banii, ne strecăm mâinile, ne muiem mâinile noastre în sânge și ridicăm
spre ambasada. Mâinile lor sunt în sânge. Armata rusă afară! 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 Ocupanți ați fost! Ocupanți veți fi! Până veți muri! Criminalilor! Ocupanți ați fost! Ocupanți veți fi! Până veți muri, criminalilor! Ocupanți ați fost! Ocupanți veți fi! Până veți muri, criminalilor! Mâinile voastre sunt în sânge! Putin Vova, ia-ți armata din Moldova! 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 Ivan, idi domoi! Ivan, idi domoi! Ivan, idi домой! 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 Rusia, nu uita că Moldova nu e a ta! Rusia, nu uita! Că Moldova nu e ta, Rusia, nu uita, că Moldova nu e ta, Rusia, nu uita, că Moldova nu e ta, Rusia, nu uita, că Moldova nu e ta. Rusia, nu ne-am uitat, eroi, nu am uitat ce ați făcut în 1992. Mâinile voastre sunt în sânge, sunteți niște criminali. Treziți-vă! Dacă nu veți termina cu acest genocid, toată lumea, tot continentul vă va urâ! Treziți-vă! Haideți să fim prieteni! Haideți să ne respectăm! Nu cu arma în mână, ci ca două state ce se respectă! Acești tineri știu ce ați făcut! Toată lumea știe ce ați făcut! În fiecare an suntem aici ca să păstrăm memoria vie a eroilor ce au decedat! Ați venit după pământ? Luați pământ! Săpați măcar și 5 metri, încărcați-vă în vagoane și plecați, dar teritoriul este al nostru, este al eroilor ce au vărsat sânge pe el, ocupanților, ocupanți ați fost, ocupanți veți fi, criminali, muri, criminalilor, ocupanți ați fost, ocupanți veți fi, până veți muri, criminalilor. Cinstelor, cinstelor, cinstelor eroilor, cinstelor, cinstelor, cinstelor eroilor, cinstelor, cinstelor, cinstelor eroilor, cinstelor, cinstelor, cinstelor eroilor. Aceasta nu este vopsea, este acuarelă. Nu v-am murdărit nici măcar asfaltul. La o simplă ploaie se va curăța. N-am aruncat niciodată măcar o piatră în direcția voastră. Nu v-am interzis cultura, nu v-am interzis limba, nu v-am interzis să fiți aici împreună cu noi. Voi ați venit de la kilometri distanță cu tancuri, cu armament,
Mi-ați băgat pe gât o limbă străină. Mi-ați băgat pe gât arma. Mi-ați băgat pe gât că nu suntem români, că suntem moldoveni, că n-avem voie să ne integrăm, că n-avem voie să ne unim. Astăzi, aici, apărăm demnitatea națională. Cinstelor, 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 eroilor, cinstelor, 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 eroilor, cinstelor, 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 eroilor, cinstelor, 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 eroilor. Armata rusă par! 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 Armata rusă, par! Haideți să ținem un minut de reculegere în memoria celor care au decedat în acest război nedrept. Și o petiție în care îi rugăm cu adresări de excelență, cu adresări de extraordinari și plenipotențiari să-și retragă armata rusă din Republica Moldova. Pune-ți cu mâna în jurul sacului. În jurul sacului. Sau prin sacul. Ei, ei, ei. Ești o cât de poștală și la undeva? Că să sunem o dată? Da. Cam de vreo 25 de ani tot nu ne-au. Bună ziua! Dobre vrem să depunem o petiție. Cum facem? Vrem să depunem o petiție. Înțelegeți română? На русском языке. Мы хотим дать вам петицию. Как мы можем это сделать? Пожалуйста, отправляйте.
По какой почте? Давайте мы вам ее передадим. Нет, только по почте вся корреспонденция. А что, тут нету никого, кто мог бы взять? По почте вся корреспонденция. По какой почте? А, чик-чик, ну. Эй, паликом партии сейчас вот так он есть перед пошли. Ну, в этом оно... Ну, другой смысл. И фай. Щипать бы пасы. Нари, бомбы, ну и материал эксплозив, я фай, тот, который у меня в языке, я фай. Ну, бля, ну, суперми. Ну, суперми. Чё, из-за чего? Ну, суперми. Положи, он слабейший. Ну, суперми. Он садит. Ну, суперми. Нам аруncat materiale explozibile, n-am aruncat materiale interzise. Eu fai context. Adică ei vin la noi cu tancuri, cu armament și ne ocupă teritoriul și noi o fai, n-avem voie să le dăm petiții, n-avem voie să vorbim cu dinșii. În limba noastră. Nu, dar înțelegeți, da? Aveți drept. Da, ieșirea poștă, o scos-o. De ce o scos-o? Ca să ne duc așa pe drumuri, să căutăm adresa lor, să scriem în limba lor. Cum poate ea să reprezinte statul rus dacă nu știe limba română? Dacă eu nu știu limba, știi limba, dacă eu nu știu limba rusă, dar vreau să mă adresez. Trebuie să o știe, bineînțeles, trebuie să o cunosc. Mai departe. Ce fel de adresare este asta? Este adresă, uite, vedeți și la poștă, aceea ce, na rusă. Este un nerespect manifestat. Dar la America ai spus că o înțeleg, da? Bineînțeles, uitați-vă, domnul ambasador, ne felicitat de ziua mărțișorului și de ziua independenței limba română. Cine ne respectă și... Clădirea asta găzduiește 1500 de oameni. Au sticli bronate, au sârme din pat, uitați-vă. Stem cu sârme din pat, stem de foare. Trageți concluzii. E simplu, trageți concluziile. Ne vedem până ne stăm. Pentru o foaie aruncată. Idem consider că e o crimă. Nu, poliția noastră își face datorie, e clar, nu. Eu înțeleg. Dar de altă parte avem așa o situație dificilă, știi? Așa e. Bună ziua. Bună ziua. Scuze, ne spun, sunt prostoți. Da, am să avem nevoie să vă documentăm. Așa. Haideți să mergem în față, acolo, no, acolo e locul activității, eu sunt organizator, eu sunt le zic organizator, sunt cumva da. Principii. De făcut și eu fac, dar să mergem la organizator, la participanți, ca să le pot spune că pot pleca și eu vă urmez. Deci am vrut ca să depun o petiție, dacă înainte aveau măcar o căsuță poștală, acum n-au nici măcar căsuță poștală. Am luat legătura cu ei, i-am zis de două ori în limba română că vreau să depun o petiție. Mi-a zis, na ruscă. Deci acești oameni reprezintă ambasada Federației Ruse și fără niciun pic de respect, nici măcar n-au învățat bună ziua, cer scuze, nu cunosc limba. Absolut nimic n-au învățat. Mi-au zis prin poștă, fără să-mi zică nici măcar adresa sau cum se procedează. Am luat frumos foaia pe care avem imprimat un text, bar foaia, și am aruncat-o peste gardul ambasadei Federației Ruse. Pentru acest fapt s-ar putea să fim documentați. Și acest lucru este un simbol.
Acest lucru este un simbol că noi nu avem voie să le dăm o foaie, iar ei au voie să vină cu armata aici, cu tancuri, cu ocupație, cu tot ce vor ei. Au voie să omoare oameni și nimeni să nu răspundă pentru asta. Apropo, Vadim Pisare, anul 2012, care a fost împușcat ilegal. Noi nu avem voie să aruncăm o foaie. Nu avem voie să le dăm o foaie. Nu avem voie să le adresăm o petiție în limba noastră, cea pe care o cunoaștem, și în limba oficială a statului. Pentru că nu vor, pentru că nu ne respectă și pentru că ne vor încălca în picioare ori de câte ori le vom permite să facă acest lucru. Acum, pentru o foaie care a nimerit pe teritoriul ambasadei Federației Ruse, s-ar putea să răspundem mai ceva decât răspund ei de 25 de ani pentru intervenția armată în Transnistria. Dacă vom merge acum la așa zisa frontieră, veți vedea oameni cu automate Kalashnikov. Pun întrebarea. Cine garantează securitatea noastră că nimeni din ei nu va trage în noi? Nimeni nu o garantează. Au garantat-o, spre exemplu, în 2012, după cum am spus, l-au ucis pe Vadim Pisar, care nu a vrut să se oprească la așa zisul punct de frontieră comună. Nu avem niciun fel de frontieră pe teritoriul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova. Noi ne conformăm decât Constituției. Constituția nu recunoaște niciun fel de regiune transnistreană, Constituția nu recunoaște niciun fel de lideri separatiști. Mai mult decât atât, codul penal prevede pedeapsa de la 12 la 20 de ani de pușcărie pentru separatism. Atâta timp cât le vom permite să ne calce în picioare, atâta timp ne vor călca. Cinste eroilor care au apărat Republica Moldova, cinste eroilor care au apărat tricolorul, cinste eroilor care au apărat limba română. Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor, eroilor! Cinste lor! Cinste lor! Finish.